Vica, ce bine arăți în seara asta. Ai o vestimentație tare interesantă. Mulțumesc frumos. Eu am investit un caftan pe care am făcut noi cu Florin Burescu. Avem o colecție pentru insula Mykonos și acolo trimitem, de fapt, așa, pe opulență, pe pene, pe ce se poarte acum. Dar uite mereu... uite ce detalii ai și în spate. Da. E mișto? Da. Bine, tu mereu ai fost pe eleganță, ți-a plăcut așa luxul, să ieși puțin în evidență. Mulțumesc. Uite, de curând vezi că peste tot se scrie despre tine, că ai recurs la o nouă intervenție, să spun așa. Cam despre ce e vorba așa în linii mari? Am făcut o micșorare de stomac, plicătura gastrică și mă simt foarte bine. Nu cred că am făcut vreo mare senzație că am făcut această intervenție, pentru că după toate dietele eșuate, și adică nu am făcut că sunt nesimțită, că nu pot să mâncam foarte mult. Pur și simplu țineam regimul care nu mai funcționa. Slăbeam un kil, puneam două la loc. Slăbeam 7, puneam 13, știi? Da. Era o chestie psihică, cred. Și vârsta, probabil, bănuiesc, nu mă simt eu așa, dar uite că corpul asta spune, tanti, totuși ia mai ușor, știi? Și atunci, dacă eu nu-mi place ce văd în oglindă, știi? Și nu... Și o să opresc o fază tare. Când am început să spun la toți prietenii mei, vreau să fac operația, că înainte toată lumea zice, ce tâmpită ești, și că, a, da, bravo, foarte bine. Deci când am zis aia și nimeni nu mi-a spus, cum, de ce, ești slabă? Atunci mi-a dat seama să, ba, piciorul e momentul, tanti e de făcut treaba. E, uite că ai făcut-o și pe asta, cum a fost, nu știu, a fost o procedură, că eu nu prea știu prea multe despre ea, a fost dureroasă, ți-a fost greu să te adaptezi imediat după, cum... Nu este o procedură dureroasă, este o intervenție chirurgicală în toată regulă, cu anestezie generală, cu spitalizarea 2 zile, adică 48 de ore, cu un tratament care trebuie să ții mereu, o intervenție parascopică și o intervenție care face doctorul meu, care a făcut-o cu un robot special prin buric, ca să nu am, acum e mai nouă chestia, ca să nu mai am, n-am niciun semn pe burtă. Așa, când lucrează paroscopic, că tu nu știi, bagă niște chestii și atunci să ai niște găuri pe burtică. Acum eu nu mai am deloc nimic și mi-am revenit după operație foarte repede. Uite, acum e săptămâna de când am ieșit din casă și după... Deci chiar acum o săptămână m-am operat și mă simt foarte bine, sunt ok. Cam cât costă o astfel de intervenție? O astfel de intervenție costă de la 3.900 de euro. Înțeles. Uh-huh. A fost, uite, la tine a fost chiar o decizie de impuls, să zic așa, că până acum când am mai vorbit, noi nu aveam plan asta. Eu asta am avut în plan de acum mai mulți ani. Dar n-ai spus, știi. Și eu știam clar pentru psihicul meu și așa că o să voi ajunge acolo. Eu știam că nu voi ajunge niciodată să mă îngraș 50 de kg, 20, 70, să pun peste, pentru că nu am vreo boală hormonală, ca să, Doamne ferește, știi, dar am știut că sunt... slăbesc foarte greu și atunci eu am fost la doctor de acum niște ani de zile și m-a gonit din cabine și mi-a spus, hai, Raus, nu e cazul. Nu se făcea pentru asemenea intervenția care mi-a făcut acum. Și acum trebuie să țin un anumit regim alimentar? Acum trebuie să beau... Cum arată el? Deci regimul alimentar. Îți imaginezi că beau decât apă plată, supă clară, ceai, o săptămână. N-am nevoie, și niște shake-uri proteice. N-am voie absolut de break, nu-i să amestec. Și cum rezici, cum poți? Deși crede-mă că vine să... Nu, deși obsesiv, mă jur pe viața mea. Deci asta ziceam, deci făcea venit doamna la masaj și mă uitam. Deci pe Instagram, deci toate astea numai cum mâncă. Deci nu știu, zici că îmi citește gândul să mor eu așa pe înșelătoarea asta, aplicația. Și nu mai pasă din alea care îmi plac mie. Pizza din alea care se întinde mozzarella și mai așa... Facem așa, jur, mâncam cu... Deci râdea doamna la masaj, zice, nu se poate așa, ce vă zic, băi, nu mai pot, lasă-mă. E, mai ai puțin, nu durează așa mult, nu? Și după aia poți să-ți refaci regimul sau? Nu contează. A, după aia poți să mănânc, normal, da? Acum, o lună de chin. Ei, asta e bine, Vica. Acum, pe final, vreau să ne spui, pentru că pe toată lumea m-a întrebat, destinația pe care tu o ai scrisă pe hârtie vara asta. Eu niciodată nu am scrise destinații pe nicio hârtie. La mine este totul spontan. Viața mea este vacanță. Înțelegi? Eu plec ad hoc, așa. Nu există, doar nu muncesc la fabrică să-mi fac acum...
programul, uite, plecăm acum pe 20 decembrie, nu știu, nu! Alo, gașca mișto, ne vedem la Mykonos, bine, dar nu la Bulgari. Mergem, uite, acum plec cu Maria Constantin la Bulgari. O destinație, ei, de drept, exotică. Super tare! La un resort de 5 stele. Da. Foarte bine, Vika, mulțumesc și eu și seara frumoasă. Mulțumesc la fel. Bună, Gina, ce faci astăzi? Vreau să spun că ai o rochie superbă. Am mai văzut-o, cred că, la Ștefania. A purtat-o la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, nu? Da, e superbă, îmi place foarte. Este superbă, da. Da, mulțumesc. Cum, uite, de curând am văzut o știre foarte interesantă. Ai fost la Cannes, ai defilat pe covorul roșu. Da, a fost wow. Poți să ne povestești un pic cum a fost experiența asta pentru tine? Cum a fost acolo? Măi, ce pot să vă povestesc este că de mică îmi doream să am experiența asta și asta vreau să le spun fetelor, că se poate, dacă muncești, bineînțeles, perseverență și intenție bună, poți să faci orice îți dorești. A fost, nici nu știu cum să descriu, ca o prințesă m-am simțit, de-a dreptul. Atât, nu știu. Ce ai mai făcut așa perioada asta cu care să te lauzi acum, să ne spui, uite ce mișto a fost? Măi, lucrez foarte mult la dezvoltarea personală, uite, cu asta pot să mă laud și recomand fetelor să facă asta, că e foarte important. Ce pot să mai spun? Cannes a fost, am bifat ceva foarte important pentru sufletul meu și experiența mea. Lucrez la, o să scot o colecție nouă de haine, copilul, nu prea stau degeaba. Deci ești ocupată din toate punctele de vedere, așa? Da. Uite, vara vine acum cu pași repezi, deja multe vedete cu care am vorbit și au setat niște vacanțe. Tu ai ceva planuri cu familia? Da, cu familia, vacanță și vacanță cu prietenele în sudul Franței. A, deci o să mergi și separat, să te un pic timp și pentru tine, cum ar veni. Măi, este foarte important să facem și pentru noi, să ne facem timp de noi, ca să putem să fim bine și pentru familie. Cu familia preferi în țară, în afară? Momentan în țară, aștept să mai crească cea mică, să o iau, abia aștept să călătoresc cu ea prin lume, e visul meu, dar momentan rămânem aici. Când este cea mică, cum e viața de mămică? Cum mai e? Mai cum să fie? E cu ups and downs, nu vă mint. E frumos, dar și challenging, foarte challenging. Uite, când mă uit așa la tine, nu pare să fie challenging, ești foarte luminoasă, foarte frumoasă, așa, ești... Îți dai seama că mai am și eu zilele mele în care cad, ca orice om, dar mă ridic. Chiar cum te menții să fii mereu așa model, așa țiplă, cum spunem noi? Mulțumesc mult! Cred foarte mult în genetic, după cum am spus în multe interviuri, dar bineînțeles și cumva frumusețea vine din interior. Știu că sună clișei, dar se reflectă cumva din interior la exterior. De asta spun că dacă lucrezi la tine foarte mult, te iubești așa cum ești. Că frumusețea, ce este frumusețea? E o etichetă pusă de societate, dar frumusețea cu adevărat e alta. Așa e, contează mai mult ce e pe interior decât pe exterior. Și dacă vorbim de exterior, ești genul care se vede că acorzi o atenție aprofundată asupra imaginii tale, dar e atenția aia în care scoți mult din buzunar sau accepti și lucrurile vintage, poate second hand, adică nu te arunci așa cu bani înainte? Nu, niciodată. Pot să am și piese, cumpăr foarte mult de la vintage-uri, mai ales când plec în Milano, în Paris, ador să merg la vintage-uri, sunt adeptă. Nu sunt doar lucruri scumpe. Asta e bine. Spune-mi un, nu știu, un sfat sau care e secretul relației tale, pentru că în ultimul timp, dacă te uiți pe internet, nu mai știi despre despărțiri, divorțuri. La tine ce face să funcționeze relația? Măi, nu știu dacă la mine, dar în general mi se pare că... comunicarea este cheia într-o relație. Pentru că, na, sunt momente și momente, nu tot timpul este roz. Dar comunicarea e foarte importantă. Să spui ce simți, ce vrei să faci, să fii total transparent cu omul de lângă tine. Și atunci când apar conflictele, cum le rezolvați? Cum reușiți să puneți lucrurile pe masă? Tot prin comunicare? Da, bine. Inițial, pentru a nu aprinde situația, ne vedem de treabă, după care ne calmăm și discutăm. Mersi mult de tot și uite, chiar vreau să le dai un sfat fetelor care poate vor să fie model ca și tine, să ajungă și ele la Cannes, în țările străine. Ce sfat le-ai dat-o? Sfatul meu este să nu renunțe la educație. E foarte important să știți că merg mână în mână. Dezvoltarea personală, eu am studiat psihologie, așa, a mers foarte bine cu castingurile și cu lumea modei.
Și nu e chiar atât de roz precum credeți voi, așa că pregătiți-vă pentru orice. De asta spun că dezvoltarea personală și emoțională este foarte importantă ca să știi ce să faci când ești pus în anumite situații.